dimineața din acest coteț mizerabil. Am dormit bine, ce-i drept. Asta a fost celula de criză din Venezuela. N-am găsit nimic azi noapte. N-am plătit camera, acum o să o plătim. Din cauza că nu mai avem... Nu mai avem bani. Nu mai avem dolari, nu mai avem bolivari. Cu cardul nu mergea? Cu cardul nu merge pentru că nu au puncte. Trebuie să ai puncte ca să-ți meargă aparatul POS să plătești cu cardul și nu au puncte. Și transfer bancar nu mergea. Nu mergea, pentru că nu au dolari. Dolari, cont de dolari. Am avut cheie la ușă, cam da, așa arăta, e de în picior să rea. Da, am avut tablou. A, tablou, da. Să nu uităm că am avut și aer condiționat. Și un safe acolo. Un safe de pisici. Acesta este luxul. Camera nouă, se face. Așa arată o cameră. Fără pat. În lucru. Ne-am hotărât, mergem spre Columbia. Columbia. Venim. Nostru amigo. Lui, mă cheamă lui. Lui. Ce este? Qua? Ha? Cum o zici eu, că se cheamă el... Guara. Guajiro. El Guajiro. Guajiro indio. Guajiro indio. Guajiro indio. ¿Cuánto son 50 euros? Mare misiune e să schimbăm bani. Mergem după bus. Am stat super mult să schimbăm bani. Au niște impresii în zona asta, vor 50 de euro pe 4, îți dau 45 de dolari. Pentru 50 de euro îți dau 45 de dolari. Vamos, Luis, vamos a Colombia. ¿Quieres morir ahora? No, no. Yo, mira, yo te puedo acompañar si tú quieres, pero me tienes que regalar algo, pues. Claro. Yo te acompaño. Si regresamos, me acompaña para visitar a los indígenas. Pero más cerca del selva. Ay, aquí. Mira, tú sabes que yo no soy malo, ¿ves? ¿Viste? Yo no soy malo. No me gusta, a mí no me gusta ser lo malo. A mí me gusta que el pasajero esté bien, que diga, no, este chamo es serio.
Cuídate. O sea, no me gusta lo malo. Yo hago esto porque, ¿sabes? Para que me vaya bien, pues. Como vos decís. Cuídate. ¿Teléfono? Sí. Anota mi WhatsApp. Sí. Bueno, ahorita anota. A ver, lo que tengo en el bus está ahí, estoy relajado. ¿Qué tal? ¿Qué es esta chica? Bananas, ¿qué es esta? Mai avem 50 de kilometri și ajungem în Columbia. În aproximativ 4 ore, peste 8-9 controle de poliție. A fost super enervant acest drum. Ne-au controlat vreo 8 polițiști, 8 puncte de poliție de control. Fiecare polițist venea la tine, îți lua pașaportul, se uita la el, la nume, vedea ștampila, după aia te chema afară. Mai venea al poliției, se uitau amândoi la pașaport, iar se uitau la ștampilă și după aia te întrebau unde mergi. Păripit de 8 ori. Într-un loc am stat mai mult, că ne-au băgat într-o cameră, după aia în altă cameră. Și am ajuns la unul care era mai dezghețat și vede... sunteți din Transilvania! Sunteți din Transilvania, ce ca lumea! Nici nu s-a mai uitat la pașaport, ni l-a dat. Unii sunt foarte încuiați la cap, ca par n-au să uite pe o mașa. Când suntem acum în Zulia, ieșim pe aici. Am stat 2 săptămâni în Venezuela și a fost super ok. Ce ni se pare super enervant este că la cam 30-40 de kilometri ai un control de poliție și oprește busul, verifică toate actele. Se uită de 2-3 ori. Pentru străini, da. Dar în rest este foarte chill de călătorie cu busul, pentru că înainte, bineînțeles, ne-am uitat, ne-am documentat și toată lumea zicea că e foarte greu de obținut un bilet de bus, că trebuie să faci coadă o noapte înainte, să-ți ții rând ca să prinzi un bilet de bus, dar nu e deloc așa. Bilete se găsesc la orice oră din zi și din noapte, e super simplu să călătorești. Nu ni s-a părut deloc periculos, deși acum când am venit din Maracaibo spre graniță, cei de la hotel ne-au zis că nu, trebuie să luați o mașină, că... Și o mașină costa $30 de persoană, bus costa... Am dat 15. 15, am dat 15 pentru 2 persoane. Ne-au zis, că sunteți turiști, aveți cameră, o să vă fure, nu e deloc safe să luați bus. Da? L-am luat și nu s-a întâmplat nimic și chiar lume super ok, nu e nimic dubios în Venezuela. So, la revedere, Venezuela. Asta este ieșirea din Venezuela. Mergem spre Columbia. Spre Columbia. Columbia, Columbia. Ce sunt până aici? Nu mă așa, pentru că nu există bus la graniță. Stai cum mă bag în față. Și mergem spre Rio Cocha. Cum se ia mai sus? Rio Lunea. Super multă lume la frontieră. Suntem
Suntem în Columbia. Bienvenido, Republica de... Acum o schimbă bani. Salut, mondiale. Rio Pacha. În final am ajuns în Rio Hacha, Columbia, după 6 ore, 230 de km aproximativ. La 9 dimineața, 10. Și când am întors acasă, chiar pe timp se poate vorbire intrarea în Columbia. Clubul cultural, sportiv. Ora pasamos. La Bahía mejor. Ha chupado por mí, la Bahía mejor, mejor. Porque han entrado en Colombia, mejor, mejor. El hombre. Mango mosca. Un kilometru de mers pe jos până ajungem la cazare, facem... Kilo de mango. Corcodușele. La ieșirea din Venezuela am stat 20 de secunde, la intrare în Columbia tot 20 de secunde. Bienvenidos! Mama mia, ca televizor! 14 euro pe noapte, cu aer condiționat. De la 10 euro, cât am dat aseară. La mizeria 10 dolari, pentru că nu, era... Singură. Street art! Ne-am făcut un duș și am ieșit pe explorat, după gustări peștii. Un padre, eu soy el indio, que tiene todo y no tiene nada. Malecón, faleza. Loc de gentuțe și suveniruri, cele mai frumoase suveniruri văzute. Procul român. Dorim de lui. Cele la bătălia de repări. Y pueda vivir en los sueños donde en realidad sigue vivo Tupac. Para que él así me pueda incluir y me diga en verdad que estos tipos son más falsos que el rap que ya no está. Yeah, potente, yo soy resaltante, un verde transparente. Sí. Transparente y en eso él se iguala, él quiere ser un mago y sacarlo con un maga, que la carta lo pongan y que no lo amaga, mi vuelo y mi punchline son directos, no hay escala. Sí. Ahí mete bueno, mi primo.